Mai mulți ziariști ruși au făcut cale întoarsă spre Moscova odată ce au ajuns la hotarul țării noastre. Este vorba despre echipa de filmare a postului de televiziune Zvezda din Federația Rusă, căreia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova, transmite portalul novostipmr.com. Potrivit sursei, echipa de jurnaliști se îndrepta în regiunea transnistreană pentru a realiza un reportaj despre situația socială-economică din regiune, dar și un interviu cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Reamintim că anterior Dmitri Kiseliov, directorul trustului Media Russia Today și jurnalistul postului de televiziune Rasia Adin, Andrei Kondrașov, au fost declarați indezirabili pe teritoriul țării noastre.